Potrivit organizatorilor, copiii vor avea parte de o zi de neuitat. Pe 1 iunie avem un spectacol de dans, Copilăria inundă bătrânul bulevard, copiii de la Palatul Copiilor sunt nerăbdători să înceapă spectacolul. 300 de copii or să plece la ora 10 de la Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud și vor străbate bulevardul în dans până la Palatul Culturii. Tot de 1 iunie, administrația locală va inaugura pasajul pietonal de la Teatrul Toma Caragiu printr-un eveniment dedicat celor mici. Vom avea împreună cu actorii păpușari de la teatru un spectacol pentru cei mici jucat în aer liber, pe cală. Cei mici au putut să vadă acest spectacol prezentat de premieră și în cadrul Zilelor Ploieștiului. De asemenea, vor putea fi pictați pe față, vor fi concursuri de cântece și poezii. Regia de transport va pune și ea în circulație tramvaiul copiilor, care de 1 iunie va plimba gratis pe micuți, dar și pe părinții acestora prin Ploiești.